Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media. Domnul președinte a adus la cunoștință în linii mari subiectele care au fost discutate la această ședință care o petrecem de obicei marți aici la partid. O să mă refer pe scurt la unele subiecte care au fost prezentate de către mine și am solicitat unele intervenții ale colegilor din majoritatea parlamentară și a colegilor din partidul pe care îl reprezint. În primul rând, cu referire la reforma guvernului, le-am spus colegilor cum merge această reformă. Deja ați fost martorii aprobării în ședință de guvern a noilor regulamente și organigrame a ministerelor. Au rămas din cele 16 ministere 9 prin comasări. De asemenea, acum este în derulare concursul pentru selectarea secretarului general al Guvernului, ulterior al secretarilor adjuncți. De asemenea, am pornit colectarea dosarelor pentru funcția de secretar general al ministerilor, nouă la număr, și pentru funcția de secretar de stat în ministerie. Noi preconizăm că acest exercițiu să fie finalizat în timp de o lună, maximum o lună și jumătate. În continuare, lucrăm asupra reformării agențiilor guvernamentale. De fapt, ați văzut deja crearea Agenției pentru Servicii Publice. În continuare, vom merge cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, de fapt, care deja se află în reformare, pentru că o lege în acest sens a fost aprobată. Urmează să venim cu reforma Casei Naționale pentru Asigurări Sociale și cu celelalte agenții. Astăzi, din cei 2053 angajați în administrația publică centrală, vorbesc aici de ministerie, în primul rând, vor rămâne să activeze în continuare 1158 de persoane. Astfel vor crește și salariile pentru funcționarii care muncesc în ministerie, dar este foarte important încă o dată să scot în evidență că această reformă a fost pornită pentru a crea instituții puternice ale statului. Un stat se poate dezvolta atunci când este fundamentat pe instituții puternice. Un alt subiect cu care am venit la această ședință, am informat colegii și am venit cu solicitări, este vorba de legile care au fost aprobate de către Parlament până la sfârșitul sesiunii și au fost transmise președintelui, dar președintele țării nu le-a promulgat și le-a întors înapoi Parlamentului. Este vorba de niște legi foarte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, legea care modifică codul educației și codul pentru știință și inovare. Îmi pare rău că această lege a fost întoarsă înapoi de către președinte, pentru că nu a făcut altceva decât să frâneze reforma în acest sector, iată, pe toată perioada vierii. Cu părere de rău, cunoașteți că urmează să comasăm 3 instituții în domeniul educației și cercetării și acest lucru trebuia deja făcut, urmează să fie făcut după ce va fi aprobată această lege iarăși de către Parlament și promulgată, dar și despre distribuirea alocațiilor pentru cercetare. În urma acestei reforme, practic, bugetul pentru cercetare se va dubla. O altă lege este cea cu privire la tichetele de masă, o lege mult așteptată de către cetățenii Republicii Moldova și, cu părere de rău, nu a putut fi pusă în aplicare, iarăși din cauza nepromulgării. Această lege vine să ofere un confort și un sprijin direct pentru salariați și este o formulă de a micșora povara fiscală în același timp pentru angajatori. Un alt proiect de lege sau o altă lege la care țin foarte mult și colegii din guvern au muncit aproape un an de zile, sunt modificările la codul muncii. Aceste modificări au fost elaborate împreună cu mediul de afaceri, au fost consultate și cu cei de la sindicate și cu toții sunt în așteptarea intrării în vigoare acestor modificări.
care vor duce la reducerea birocrației, care vor duce la flexibilizarea contractelor de muncă, dar și multe, multe alte modificări foarte importante și așteptate de către mediul de afaceri. De aceea am rugat colegii din Parlament cât mai repede posibil să se întrunească într-o ședință specială a Parlamentului, să revoteze aceste legi, astfel încât să le punem cât mai repede în aplicare. Pentru că aceste nepromulgări costă Moldova până la urmă, înseamnă bani pierduți, timp pierdut, spor de productivitate nerealizat și greutăți în implementarea acordului de asociere, pentru că nu v-am spus încă de un proiect de lege foarte important, legea cu privire la energetică. Este o restanță în aplicarea acordului de asociere, dar nu numai, este o lege foarte importantă care vine să fortifice și să dea mai multă independență Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Și, pe final, un subiect destul de important, din punctul meu de vedere, un subiect care a fost pus în discuție în spațiul mediatic în ultima săptămână, este vorba de participarea Armatei Naționale la aplicațiile militare de peste hotare. Ați fost martorii acestui, eu știu, conflict din punctul meu de vedere între guvern și președinte și desigur că astfel nu poate continua mai departe. Eu am zis și cu alte ocazii, guvernul prin lege are responsabilitatea să asigure capabilitatea Armatei Naționale și vă asigur că noi vom face acest lucru. Pentru mine personal nu este clar acest refuz de fiecare dată, este a șaselea la număr din timpul când președintele țării a fost inaugurat. Ori ce se întâmplă? Neparticiparea în aplicații militare, la exerciții militare, înseamnă slăbirea Armatei Naționale. Eu nu pot înțelege logica acestor acțiuni, pentru că președintele țării este și comandantul suprem. Eu cu greu îmi închipui un comandant suprem care își dorește o armată slabă. De aceea nu o să continu aceste gânduri, dar desigur că ele mă duc uneori absolut în altă dimensiune. Am rugat colegii din Parlament, împreună cu Ministerul Justiției, să găsească formula potrivită pentru a veni cu modificări la legea cu privire la apărare, astfel încât, așa precum se cuvine într-o țară parlamentară, aceste decizii să fie asumate de către Guvern și Parlament. Vă spuneam că această soluție este una necesară pentru a nu continua în asemenea mod cum a fost până acum și a nu pune în situații dificile militare care nu fac altceva decât servesc Republicii Moldova. În același timp, guvernul este pregătit să preia aceste atribuții imediat ce Parlamentul va face modificările legislative despre care v-am vorbit. Astea au fost subiectele cele mai importante. Dacă sunt întrebări la mine, vă rog. Nu pot să vin cu estimări nemijlocit, dar neimplementarea și nerealizarea reformelor costă în general Republica Moldova. Vă spuneam doar să fac referință despre modificările la codul educației și științei și inovării. Pentru că această reformă duce la schimbarea, dacă vreți, fundamentală a finanțării cercetării în Republica Moldova. În sistemul care a fost până acum, jumătate din bani se cheltuia pentru mentenanță, pentru servicii, pentru nu știu ce altceva, dar nu erau orientați toți pentru cercetători.
În formula nouă, acest buget va fi dublat, practic, pentru că vom avea mai puțină grijă de administrare clădirilor și infrastructurii, așa cum o făcea Academia de Știință, dar vom orienta acești bani nemijlocit pentru cei care se ocupă de cercetare. Și multe altele, pentru că și codul muncii costă, este o problemă acută pentru Republica Moldova, o problemă pe care o discutam și veneam și eu cu aceste inițiative atunci când lucram în mediul de afaceri. Toți acești ani, din punctul meu de vedere, au avut de suferit. Și în discuțiile cu sindicatele chiar le spuneam că această împotrivire, de fapt, face mai rău angajaților. Pentru că noi trebuie puțin să liberalizăm această piață a muncii și să nu impunem atâtea bariere birocratice și să constrângem mediul de afaceri. A fost multă muncă depusă, a fost mult efort de comun acord pe platforma Consiliului Economic, de comun acord cu patronatele, în discuții, desigur că mai aprinse au fost atrase și sindicatele, dar până la urmă a fost identificată această formulă, care nu va face altceva decât să dea încă un impuls pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Da, un subiect foarte important încă despre care nu am vorbit, desigur că este înaintarea numirii în funcție a ministrului apărării. Prea mult timp a fost tergiversată această situație la noi, dar așa a fost conjunctura respectivă. Astăzi am venit cu această propunere, am înaintat pentru această funcție pe domnul Eugen Sturza, care din punctul nostru de vedere răspunde exigențelor și astăzi deja va fi înaintată această candidatură președintelui țării spre aprobare. Dacă totuși vor fi operate modificări de la legea apărării, ar însemna că dumneavoastră veți deveni comandantul suprem al armatei? Eu vă rog să nu anticipați și să nu speculați în acest sens, pentru că este un subiect destul de sensibil. Eu am vorbit despre deblocarea situației de participare a Armatei Naționale la aplicații și exerciții militare. Și atât. O să vedeți în curând acest proiect de lege care va fi elaborat și înaintat, înregistrat de către colegii mei și atunci o să înțelegeți cu totul de fapt că nu se întâmplă absolut nimic drastic decât să clarificăm niște situații pentru viitor, să nu intrăm în asemenea blocaje pe cum au fost. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună.